Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un episod cu iepurașii. Astăzi nu vom face nimic, povestim doar câteva informații despre iepurași. Aceste două femele, mai ales albastra și cu asta, femela gri. Hai să deschidem. Sunt gestante. Acum vedem cum o să, ce rezultat o să avem la niște pui. După cum ați văzut aici, am dat câțiva iepurași. Mai avem ăștia doi. Avem, cred că ăsta e masculul și mai avem o femelă aici. Ăștia doi m-au mai rămas. Bun, mergem la masculașii frumușei ăștia. Da. Și o să vă arăt cum se verifică o iepuriță dacă este gestantă. Scot o iepuriță și vă explic. Bun, am scos iepurița. Aici. Așa, punem aici mâna în spate, ca să stea și iepurița. Punem mâna și trebuie să simțim ceva biluțe. Aici unde e în spate, aici, exact aici. Trebuie să simțim niște biluțe. Semn că iepurița este gestantă. Hai să punem la loc. După cum am văzut, i-am făcut curat. Așa. I-am pus sub. Le-am pus rumeguș. O să vede. Le-am pus un pic de frunzuliță de fân. Cumva praful ăla de la fân. Le-am pus la toată lumea. Și cum am zis, aceste două sunt gestante. Acum sperăm să avem noroc, mai ales la asta. Ea mai fătat o dată. Foarte mulțumită. Foarte mulțumită de ea. Așa. Trecem la masculașii ăștia. Împlinesc 3 luni. Și Taz începe să mă deranjeze. Împlinesc 3 luni. Frumoșii ăștia. Acum mănânc un pic, le-am dat o lucernă. Și ce mai au încă? Și cam așa, peste 3 săptămâni ar trebui să fece amândouă. Deci cam atât am vrut să vă zic. Hop, a zburat ăla. Cam atât am vrut să zic. Ne vedem data viitoare. Poate cu iepurii mai vedem noi. M-a salutat.